ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Citim în Evanghelia după Marcu, capitolul 8, cu versetul 36. Ținea strâns moneda în palmă. Un băiețel se jucase într-o zi cu o vază de valoare. Tot jucându-se cu ea, dintr-o dată mâna i-a rămas înăuntru. Plin de teamă a strigat către tatăl său. Dar oricât a tras tatăl de mână, ea a rămas captivă în vază. Familia s-a gândit dacă nu cumva ar trebui să spargă vasul prețios. Tatăl a mai făcut o încercare explicându-i băiatului cum să-și întindă cât mai mult degetele și să le țină pe cât posibil apropiate. Nu pot, a plâns micuțul, căci atunci ar trebui să dau drumul banului. Băiatul dorea să scoată o monedă din vază. Tot timpul ținea moneda în pumn, de aceea nu a putut să scoată mâna din vază. La fel se comportă oamenii care nu vor să renunțe cu niciun preț la un plan greșit și astfel nu acceptă eliberarea și mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Câți dintre noi nu ținem încă în mână o astfel de monedă, indiferent ce ar reprezenta ea? Dar cine ține cu tărie la plăcerea păcatului nu poate fi eliberat de robia lui și nu poate primi iertarea păcatelor. De aceea, fiecare să se gândească serios la ce a ținut până acum, mai mult decât la mântuirea veșnică și la ce îl reține în clipa de față, de nu poate să-și recunoască vina înaintea Domnului Iisus, pentru ca astfel să primească iertarea. Cuvântul Domnului. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Să ne conducă pe fiecare la întoarcerea la Dumnezeu. Amin.